Mariana Durleșteanu a fost candidatura de rezervă a socialiștilor, spune liderul PSRM, care a adăugat că altcineva trebuia să fie propunerea la funcția de premier al Republicii Moldova. Igor Dodon nu a precizat despre cine e vorba, dar a menționat că respectiva persoană a acceptat prea târziu propunerea. Noi am avut alt candidat care a tras pisica de coadă vreo două zile și cu 3-4 minute înainte de conferința mea de presă de la Parlament, când eu am ieșit și am anunțat despre Mariana Dureșteanu, m-a sunat și mi-a spus că eu sunt gata să fiu candidat. I-am spus eu, poezdul iehal. Marți 16 martie, în timpul consultărilor președintelui Maia Sandu cu fracțiunile parlamentare, Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura la funcția de premier printr-un anunț pe Facebook. În mesajul său, Durleșteanu a precizat că nu-și permite ca numele și reputația să îi fie folosite pentru reglări de conturi între clanurile politice. Mariana Durleșteanu a fost propusă la funcția de premier de 54 de deputați din fracțiunile PSRM pentru Moldova și parlamentari neafiliați.